Iată-ne în gara dintr-o peta turnul Severin. Aceasta este construită pe două etaje, se pare. Foarte interesant conceptul. Și... am urcat la etajul 2. Eurogara, așa se numește. Acolo este Dunărea. Eurogara. Robeta. Și iată că din gara de la etajul 2 se iese direct spre oraș. Fotbaliștii la vestiare. Și după ce urci două etaje în gară, mai urci și niște scări. Acestea. Până spre oraș. Și iată și gara. Eurogara. Are un vibe foarte interesant orașul Drobeta Turnu Severin. Așa arată o stradă pe centru oarecum. Foarte liniștite străzile pe aici. Aici ajungem la intersecția de drumuri. În stânga este centru, iar în dreapta este Dunărea și celelalte obiective turistice din oraș. Wow, și iată că orașul este în pantă în toate direcțiile, foarte interesant. Acolo este centrul și probabil sunt și alte chestii, dar deocamdată o să mergem în partea de jos a orașului și apoi ne întoarcem în centru. Acolo se vede turnul de apă și aici o stradă pietonală spre Dunăre. Și iată că dacă acolo este împăratul Traian, aici este Decebal. Frumos. Acesta este teatrul din Drobeta Turnu Severin. Și iată cetatea Severinului. Aici lângă Dunăre. Se aude și trenul aici în apropiere. Wow, este foarte frumos pe aici. Wow. Aici era biserica. Ce vreau să vă spun este că totul aici este reconstruit. Și iată aici într-un parc și statuia domnului nostru Eminescu. Iată, dragilor, castrul roman de la Drobeta Turnu Severin. Aici sunt niște pietre foarte vechi. Porta de Cumana. O vedere foarte faină de aici, la castrul roman din Drobeta Turnu Severin. Se vede Dunărea. Iată și piciorul podului lui Traian. Ce-a mai rămas din el. Și aici avem termele romane și o cruce. Palestra. Iată și termele. Și iată și piciorul podului Traian de aproape. A fost puțin modificat în timp totuși. Mergem pe o stradă care duce spre centru oarecum. Ok, alt oraș gol, sâmbătă la ora prânzului. Mă rog, 3-4 după amiaza.
Practic nu intrăm pe stradă. Wow. Haideți să vedem ce e în centru. Ok, dragilor, asta este ceea ce caut într-un oraș de obicei. Înălțime, să vezi totul de sus, frumos. Știi unde să te duci după aceea, dacă mai ai chestii de vizitat, uitați un deal acolo. Poți să dai în conjurul lui, după cum spun unii, băltoci. Școala de băieți. Iar aici, școala de fete. Și dacă vedeți locul ăla acolo, și bang, am ajuns aici. Bang. Avem și restaurant deasupra orașului, ceea ce e foarte interesant. Seara se ține eveniment aici, dar nu a pot să vii și să ai priveliște. Uitați și casa tineretului, un fel de casa de cultură în celelalte orașe. Haideți să vedem dacă putem intra. Iată și un teren aici, înrobezat, turnul Severin. Nu știu dacă este terenul oficial. Și aici este un centru cu o scenă. Iată și piața din Turnul Severin. E piața cu flori. În această seară m-am cazat la Hotel Traian din Drobeta, Turnul Severin. Și mi se pare interesant faptul că acesta este room tour-ul. Și mi se pare interesant că baia are aceste chestii puse pe care scrie igienă garantată. Bang. Dulap, la la la. Și cam asta este și view-ul. Este etajul 7. Iată și un apus interesant aici, în Drobeta. Cam multe lumini în față, între mine și apus, dar se vede frumos. Uitați ce privire de seară. În față este turnul de apă. Bună dimineața, se pare că este ceață la 7 dimineața, însă se vede cât de cât orașul. Și iată Drobeta, Turnul Severin, la ora 9 dimineața. Bună dimineața, dragi prieteni! Am uitat să vă spun, 130 de lei a fost prețul acestei camere duble. În extra sezon, practic, nu vine nimeni aici, în Malte. Deși camerele, după partea cu Dunăre, am înțeles că erau date. Înapoi spre gară, pe pietonadă. Uitați, un teatru vechi aici. Și sucă lumea, hainele e pe ploaie, probabil nu s-a acasă.